apărut în peisaj, pe nepusă masă, după cum se uită și zâmbește, Liviu Vârciu sigur ticluiește ceva. Și nu credem noi că orice. Am ajuns, Constanța Neamărin nu știa că eu am ajuns aici. Am și o rugăminte la voi, veniți un pic mai acolo. Da. Tu poți să stai acolo, că e... Vino un pic mai aici, așa, ca să mă auzi. Nu, că oricum nu înțelege ce vreau să zic. Da. Vreau să fac, hei, Maurizio, bine, basta. Bine ați venit, bine că ne-ai întors. E ziua lui Neamărin. Și aș vrea să-i fac. Nu, e ziua de nume, Marie. Și am zis că dacă tot i-am făcut o grămadă de chestii, care nu chiar au fost atât de bune pentru tăticuțul meu, domnul Barbu, am să-i fac și ceva surpriză să-l bucure. Și mi-a venit ideea să vorbesc cu circarii. El se așteaptă să fie vedetele când vine dimineața să trezească, să bla 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 bla. Aș vrea să fac așa. Intrați voi în camere. Bun, și dimineața când vine vă găsește pe voi. Eu dimineața îl luați și voi la o muncă că trebuie să facă ceva. Oricum vă dă ceva de la de muncit, dar munciți puțin. Puțin. Și eu atunci o să sigur? Organizez. Sigur, da. Sigur. Okay. Să poți să organizezi și o ziua lui, dar să-i facem o surpriză. Asta m-a plăcut. Și a cerut să fiem toți cu el ca să pregătim ceva de frumos pentru Neamărin. Că se bucură și el și merită și el, sărăcuțul, că săracul tare mult a muncit. Da. Muncește mult. Să nu poți să joc cu tare mult a muncit. Tu vrei să organizezi tot asta? Da, dar numai că am rugăminte la voi să stați în seara asta la hotel și dimineața când vine ieșiți, ce? Noi suntem. M-am gândit așa, n-ar fi bine să chem eu familia lui Neamărin să vină să îi fac surpriza? Adică să organizăm cumva petrecerea aici la circ. Zici și făcut, am pus mâna pe telefon, am sunat-o pe Larisa, pe Dana, bă, veniți! Bă, stai așa că noi am fost niciodată la emisiune, că nu știm cum să facem. Băi, tăticuțul nostru nu avem cum să nu venim. Așa la avere toți, amândouă săriți. Dar așa la supărare nu mai veniți la muncă. Bine, mă, nebunule, hai că venim. Ok, eu am să plec, că-s foarte obosit, că am venit, am condus până acum. Bravo. Vă mulțumesc că am bază în voi. Am bază în voi. Vă rog eu mult de tot, nu faceți, să nu stricați. Vă rog eu mult de... Bă, vă rog eu mult, nu stricați. Bine? Noi vrem să fim parte din petrecerea asta, pentru că pe Neamărin îl iubim. Pe mine e nașul de nunta. E o persoană deosebită și pentru noi ca al doilea tată. Și atunci... Ne-a cazat la hotel și am dormit în hotel în locul lor. Prima zi din ultima săptămână din acest sezon. Am bătut la prima ușă. Sandy. Bună dimineața! Buongiorno! Ce cauți aici? A rămas mut, pentru că eu seara am plecat eu la ora 11 și Sandy era aici. Ce cu tine? Nu știu, l-am mutat cu magie. Cu magie? Când se deschide ușa mai larg, o văd pe Tatiana în pat lângă ea, un alt pat. Bună dimineața! Ce faceți mai aici? Ce faceți mai aici, voi? Nu știu, sincer. Cum adică nu știți? Păi zic, ce e cu voi aici? Dă-te adun numeri. Poate că sunt vedetele nouă. Păi atunci hai la treabă. Te așteptare dacă ați venit cu mine la muncă, la treabă, că asta ți-ați încurcat-o. Am închis ușa, am crezut că e o glumă. M-am dus la altă ușă, am bătut. Sony. Oh! Bă, ce cu toți italienii? Ați venit să mă ajutați la treabă? Da. Bravo! M-am gândit. Sandy, Tatiana, Sony. Păi zic, poate că săptămâna asta o-i lucra cu circul. Ce faci, Maurizio? Și tu faci parte din echipa mea, muncești ai cu mine? Visut? Mă duc, bat la altă ușă. Bună dimineața! Bună dimineața! Și cum voi mai aici? Ați venit să mă ajutați la treabă? Eu sunt o vipă de asta. Da? Bravo! Că l-am văzut și Ivan, a zis gata, tata. Îmbrăcarea și mergem la treabă. Mă, bine. Bine, ok. Ce tare! Au venit să ajute italienii, bravo! Artiștii din circ sunt cu mine. Deci eu voi lucra cu... Lens, vă rog frumos, aștept la micul dejun. Ești fericit? Da. Suntem noi? Da. Dar abia aștept să muncim împreună. Uite, eu vă primesc cu mâncare, așa e normal. Dar mergem și muncim împreună. Da, dar vrem și cafea. Și cafea vă dau...
Bine ați venit la noi. Bine v-am găsit. O, uite ce. Să rămână. Să rămână, mulțumesc frumos. Să rămână. Dar mulți ani și mata. A, adevărat, se zice la mulți ani. Astăzi este adormirea Maicii Domnului. Sfântă Maria este pe 8 septembrie. Dar se zice și azi, la noi sunt, știi că românii vor cât mai multe sărbători să nu muncească. Toată treaba să nu muncească. Când ai o zi на завтраке, когда мы разговариваем, я ничего не понимаю, что говорят. Я сижу вот так. Да? Да. Cum poți să facă cu ea că nu vorbești nimica? Nimic. Muncește, tu îi spui. Uite, a zis Nea Marina acum. Ce? Nu vorbesc rușesc eu. Că-ți văd de cuvinte. Lasă, auzi. Îi explic eu. Cu Tatiana nu ne putem înțelege niciun. Pentru că Tatiana nu știe decât rusă, dar prin mimică, prin gesturi, prin asta, a înțeles că trebuie să facă și asta. Îi explic eu. Îi dau găleata, îi arăt cum se adună roșia, cum se adună... Da. La urmă, cum să mulge vaca, cum să... Da. Asta e. Învață. Yeah, it's nice to don't know where to go and what to do, but I heard a lot of things about before, so I was expecting everything. Și uite așa am plecat cu ei în sat la Limanu să fac rost de roșii, de ardei, de castraveți, de vinete. Și unde merg la Limanu de nu știu câte zeci de ori, mai merg și odată cu ăștia. Bună dimineața! La mulți ani, dragilor, dragilor, de Sfântul Mărin. Că nu mai e Sfântul Mărin, e Sfântul Mărin astăzi. Sunt la mare, nu mai pot de bucurie, am venit să-i fac Dumnezeu Mărin o surpriză. Dar până asta... Hai să vedeți ce cazare frumos am văzut și ce viu frumos am de... Stai așa și te gândești la Barbu, când stătea el pe plajă. Mai ales că eram aici aproape de circ, am zis să-i mut undeva mai în câmp, adică într-un câmp, în mijlocul sălbăticiei. E și marea, dar... după deal. Și neam de neamul Neamărin de acum încolo, dacă ne căutau, până la daci, de când am venit. Daci. Romanii toți care au trecut peste noi, rușii, bulgarii, cu cine ne-am mai bătut noi, cu nemții, nu ne găseau dacă voiau să ne găsească. Se face surpriză lui Barbu, la mulți ani, Barbule! Sper că a venit familia. Recunosc că toată noaptea nu prea am dormit, emoțiile au fost atât de mari, abia spre dimineață am reușit să adormim. S-a ciocănit în ușă, ne trezisem deja. De ce bat eu așa? Să bat ciocana mării, nu? M-am alunecat. Cine am alunecat ești? Și m-am... Ce faci, soro? Bă, eu te v-am, surorile, au venit surorile. Au venit surorile de la țară. Ce cauți aici? Stați așa un pic. Recunosc că nu mă așteptam din partea lui Liviu să aibă o asemenea idee. Pentru că știu că de fiecare dată el îl atât așa pe tata. Dar sunt convinsă că Liviu îl apreciază foarte mult pe tata. Ei au o relație care s-a sudat în ani. A fost o chimie de la început între ei. Eu apreciez astfel de relații. Larisa e un pic mai geloasă pentru că ea este mai posesivă, așa... Geloasă rău, adică, na. Și eu o înțeleg cumva, știi? Vine cineva la tăticuțul meu și se bagă pe sub piele și eu vorbesc cu Neamărin și îl iau și îl pup și îl trag de urechi și la fel. Un pic acolo, știi, e... Și o înțeleg. Să ne trăiască, da, tăticuțul! Da, să ne trăiască, da, să ne trăiască, să ne trăiască! Acum că m-am prins pe amândouă aici. Yes. Casa de la București, o împărțim în trei, că n-are rost să parte rulă. Păi o împărțim și toată. Adică, cum adică, da, ce e al tău e doar al tău? La familie. Ce e al nostru e și al tău? Bine, uite, vă las casa atunci, cu banii avem o problemă. Așa. Bani. Iau eu jumate că-s băiat, da, și voi jumate că sunteți nu? Nu merge așa? Te-ai gândit bine? Da. Mamă, dar cum îți vin ideile astea? Toată noaptea te-a gândit la asta, cred. Cu averea asta avem o discuție, cu averea nu e ce trebuie. Las că le las casa, că aia, băi, nu trebuie nimic. Îl iau eu până Neamărin, când o fi bătrân să avem și pe doamna Mioara și am eu grijă de ei. Țin eu în căsuță acolo, că le-am făcut o cămăruță, e prin pădure. Lasă să bucure ele de avere, că chiar mie nu trebuie nimic. Chiar nu trebuie nimic. Facem o surpriză lui ăsta bătrânul? Îi facem, ce da? Să facem? Oricum, noi aveți să rămânem emoțiile și îmi place să reacționeze când ne va vedea de cum noi. Cum să reacționeze? Da. Să tare. Voi ce cântați aici? A, ați venit așa, nu-i chiar la mare. Orice ar fi, noi ne-am gândit, tu ești de vină. Da, e foarte simplu, că tu ești mai luat bătaie. Deci, atent, ai luat bătaie în direct, pe toate posturile, pe toate așa. Eu zic să o țin în continuare.
cu bătaia. Sângele apă nu se face. Nu știu cum să spun, adică dacă vrei bani, vrei casă, măcar trebuie să faci ceva pentru asta. De asta m-am înfiat pe mine în amărind, pentru că nu putea să-și bată fetele, știi? Da. Și hai să iau unul ca să... Hai, vă faceți gata că vă zic afară ce cum și ce mă, da? Și cred că a fost genială ideea lui Liviu de a-i face o surpriză și de a nu ne aduce direct să ne găsească. Ce-mi place să trezesc. Da, da, da! Iată, băie, trează. Salutare. Salut. Nu te cunosc, nu știu cine ești. Și-a lăsat Nea Marincio? Cine e mă ăsta? Eu îl știu pe Liviu de ceva vreme, a fost de multe ori la unchiul meu, ne-am întâlnit inclusiv la mese împreună, la diferite evenimente din viața unchiului meu și chiar pot să zic că ne înțelegem destul de bine. Sunteți pregătiți să ții geanta că plecăm, mergem la circ, da. Ne vedem jos? Da, ne vedem jos. Am fost foarte receptiv având în vedere că am avut ocazia să fim alături de el de Sfântă Mărie, a fost o plăcere să facem treaba asta. M-am gândit la fetele lui, la Rarisa și Dana, la nepotul lui Alex, care știu că mi-a zis Nea Marin că seamănă leit cu bunicul lui și sunt sigur că s-ar bucura să-l vadă aici. Și bineînțeles, trebuie un bucătar, trebuie unul care să mă ajute, că eu nu știu cu bucătăria cu asta, decât să le iau de la fast food sau de la ceva, însă le gătim noi aici. Deschide ușa creștine. Ce, mă? Ce faci, mă? Ce faci, mă? Mama a trezit așa de când eram... Deci chiar Clark Gable, să mă lăuți. Am văzut, mă, ce cum stați asta? Știi filmul ăla de trebuie să joci și tu și pleci în vacanță? De asta arăt așa. Da? La Nea Marin mă întorc de fiecare dată cu mare drag. Nu neapărat că îmi place să muncesc, îmi place spiritul. Și cu Dana, și cu Larisa, și cu Alex ne-am cunoscut. Nu e ca și cum am face nu știu ce. Venim să muncim. Le facem cu mare drag. Bun, dragilor. Surpriza este cam așa. Noi stăm aici toată ziua lui. Așa. Bravo. Bravo, fratele. Ai înțeles? Și facem o surpriză că nu o să vină nimeni la ziua lui, să nu-l pupe nimeni. Vezi de ce am venit? Eu mă bazăm pro Liviu. Că nu muncim, nu facem nimic. Cel mai bine. Le-am povestit un pic și lor ce am în cap și ce vreau să fac. Am băgat circare la ei, în camerele unde trebuiau să fie. De data când se duce dimineața, aia, vârciu, nimic. Ies ăștia, Sony, Money, neamurile. Da, neamurile, da. Le-am spus că să stea liniștite, că nu le cer niciun ban. Pe ce am cumpărat eu? Am cumpărat confeti, baloane... Am cheltuit ceva bani, nu vă mint. Restul lasă că mă descurc eu, că doar nu-i vin fraier, că știu exact cu aici ce s-a întâmplat. S-au bucurat, îți dai seama că fetele au zis... Nu, bravo, te-ai gândit. De asta au și... Au acceptat invitația mea să vină să-i fac surpriza asta lui Nea Marin. Poți să zici ceva?